Amendamentul la bugetul de stat care viza bani pentru orașul Vânju Mare, susținut și prezentat de către deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu în plenul Parlamentului, a fost respins de actuala guvernare. Deputatul a solicitat bani pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, ce reprezintă un pas important pentru locuitorii zonei. Parlamentarii PSD Mehedinți au depus foarte multe amendamente prin care au încercat să îmbunătățească nivelul de trai al cetățenilor din județul nostru. Însă, actuala guvernare nu a ținut cont de doleanțele socialdemocraților. Amendamentul ce viza asfaltarea localității Vânju Mare, depus și susținut de deputatul PSD Cornel Folescu, reprezintă o investiție imperios necesară pentru locuitorii zonei. Parlamentari PSD din Mehedinți au propus în Parlamentul României asfaltarea străzilor din orașul Vânju Mare, însă actuala guvernare a refuzat amendamentul. Ce părere aveți despre asta? Ăștia sunt niște nemernici, după mine, n-au ce căuta pe aceea prin conducerea statului ăstia. Mie îmi place PSD-ul, mi-a plăcut și îmi place și acum la ora actuală. V-ați uitat pe toate străzile astea, ce străzi avem? Foarte, foarte. E dezastru peste tot. E dezastru. Se pare că majoritatea toxică PNL-USR Plus din Parlamentul României nu doresc binele cetățenilor mehedințeni. Propune suplimentarea cu 350.000 de lei a creditului de angajament. Este vorba de o lucrare pentru asfaltarea orașului Vânju Mare din județul Mehedinți. De asemenea, banii provin din fondul de rezervă al Vânului. 143 de voturi pentru, 218 contra și 3 abțineri, amendamentul a fost respins. Da. Dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezintă o prioritate pentru ca locuitorii să poată circula în condiții de siguranță. De asemenea, simbolizează cartea de vizită a localității. Un oraș reabilitat este un oraș modern. Actuala guvernare nu ține cont de aceste aspecte și nu își doresc ca județul Mehedinți să se dezvolte. Parlamentarii PSD Mehedinți vor continua lupta pentru investiții pentru dezvoltarea județului prin toate posibilitățile parlamentare pe care le au la dispoziție.